Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 19-25 decembrie pentru Zodia Fecioară. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Pentru cei care nu s-au înscris, vă sfătuiesc să o faceți, apăsați pe clopoțel. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Oamenii mei dragi, haideți să vedem Zodia Fecioară pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Ce va fi în viața dumneavoastră? Ce va aduce această săptămână magică care aduce Crăciunul? Da? La sfârșitul săptămânii va veni Crăciunul, va fi Crăciunul. Haideți să vedem. Zodia Fecioară, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, ce va fi în această săptămână, ce se va întâmpla, cum va fi această săptămână pentru voi, dragii mei? Pachetul este pregătit, haideți să vedem. Primul car pentru dumneavoastră, 3 de bețe. Sunteți la un drum sau faceți un drum în ce privesc alegerile dumneavoastră, în ce privesc proiectele. Doriți să plecați, să călătoriți, să mergeți undeva, plănuiți următorii pași. Ați dus ceva la bun sfârșit și văd că deja plănuiți următorii pași. Poate aveți ascendent în Zodia Berbec, Zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Văd că veți lucra foarte mult, dar în același timp veți avea parte de succes. Dar văd foarte multă acțiune din partea dumneavoastră. Dar trebuie să aveți grijă la anumite persoane din jurul dumneavoastră și să vă protejați, pentru că aceste persoane nu sunt tocmai pozitive în ce vă privesc, da? Îmi spune aici că e nevoie să vă protejați. Că veți avea anumite dezamăgiri, veți avea parte de anumite schimbări. Văd că trebuie să renunțați la anumite alegeri. Alegerile care le-ați făcut, veți înțelege că nu au fost tocmai potrivite acele alegeri și va trebui să luați alt tip de alegeri. Văd că e nevoie să renunțați la anumite persoane, da? Pentru că văd că va fi o dezamăgire aici și va trebui să renunțați la acele persoane toxice. Haideți să vedem următorul card pentru Zodia Fecioară, relația dumneavoastră de iubire, o colaborare, o relație cu ce se bazează pe unitate, pe iubire, pe compatibilitate, un cuplu fericit, văd, atracție, o conexiune importantă. Vă veți deschide inima din nou acestei relații, văd aici, văd foarte multă atracție, da? O căsătorie, o logodnă cu o persoană specială, iubire. Haideți să vedem și o femeie mai grijulie, vă poate da o mână de ajutor. Această femeie este femeia inimii dumneavoastră sau dumneavoastră, dacă sunteți femei, sunteți acea femeie care sunteți mai atentă cu persoane din jurul dumneavoastră, mai protectoare și mai săritoare să se dați o mână de ajutor. Văd că sunteți și foarte empatică și cred că veți intra în colaborare cu o persoană care are interese oculte, care poate e astrolog sau numerolog sau poate chiar și tarolog, adică citește în cărți, de ce nu? Văd că este o femeie aici care poate vă da o mână de ajutor, un sfat, că văd că sunteți apatic sau apatică, ceva nu vă va conveni. Sau aveți anumite regrete, sau sunteți focusați pe alte lucruri și nu veți vedea oferta din jurul dumneavoastră care vi se va oferi. Poate e posibil să fiți un pic depreși sau nostalgici, da? Un pic de frustrare văd aici în această săptămână, dar și foarte multă visare, Zodia Fecioară. Văd totuși anumite conflicte care vor veni spre dumneavoastră și văd totuși că sunteți înaintea tuturor. Poate aveți chiar și crize interioare, de ce nu și nu știți că le aveți. Dar văd că trebuie să vă protejați, să fiți mai protector și să vă protejați spațiul sau persoana dumneavoastră. Să mențineți un control și să spuneți ceea ce simțiți, ceea ce doriți. Da? Haideți să vedem.
O vreau să iasă două. Luna îmi spune de anumite lucruri din trecutul dumneavoastră pot apărea în această săptămână. De o instabilitate, de o multă visare, de iluziile care vi le faceți, de poate neînțelegeri sau veți fi mai confuzi, mai lunatice. Poate în această sfârșitul săptămânii poate veni chiar și acea perioadă mai sensibilă a anului pentru voi femeile, nu? Luna asta poate să spună acea perioadă mai sensibilă. Și, dar oricum văd foarte mult entuziasm și foarte multă energie. Anumite lucruri din trecutul dumneavoastră pot reapărea, da? Ori anumite răni care vor trebui să le scoateți la suprafață, să le vindecați, ori foarte multă intuiție, de ce nu? Dar în același timp îmi spune că aveți anumite frici sau preocupări care nu trebuie să le aveți, da? Și văd că e posibil să înțelegeți lucrurile cum nu trebuie să le înțelegeți, al contrariu. Adică vi se vor spune anumite lucruri și dumneavoastră le veți înțelege în modul dumneavoastră. Trebuie să fiți atenți la detalii, la sfârșitul săptămânii. Luna îmi spune și de familia dumneavoastră. Luna îmi spune că și aveți un tânăr născut în zodia săgetătorului, în familia dumneavoastră, și văd familia reunită, să spunem așa. Un tânăr care a venit de la depărtare din trecut. Văd foarte mult entuziasm care acest tânăr vă poate da acest entuziasm sau vă poate da curajul necesar sau să vă dea mai mult optimism, mai multă energie. Haideți să clarificăm aceste cărți pentru zodia fecioară. Vrea să iasă din nou luna. Haideți să vedem. Pentru zodia fecioară, haideți să clarificăm. Ok, a ieșit. Da, văd că veți fi mai indulgenți în ce vă privește și veți dori să faceți, să acționați, să mergeți la drum în ce privesc lucrurile care vă plac. Să văd că veți avea mai multă grijă de dumneavoastră, veți încerca să dați mai multă importanță persoanei dumneavoastră și să acționați în ce privesc satisfacțiile dumneavoastră personale. Da, văd foarte multă energie. Lucrurile dulci din viață. Veți face un drum și veți lua decizii în ce privesc aceste lucruri care vă dau satisfacție deplină. Wow! Văd că veți avea parte de o viață liniștită, să spunem așa, deci să nu vă preocupați și îmi zice că oricum, e ca și cum vă simțiți că timpul vă presează, că nu mai aveți timp. Dar îngerii care vă stau alături spune că totul se va întâmpla când este momentul oportun, când este momentul corect, când este momentul necesar. Da? Și spune că nu sunteți singuri. Există acolo o persoană lângă dumneavoastră care vă protejează. Sunteți conectați cu această persoană, o intervenție divină va avea loc în viața dumneavoastră, să știți. Nu sunteți singuri și sunteți protejat de divinitate. În ce privește relația de cuplu sau colaborare, vă simțiți fără puteri. Vă simțiți blocați fără puteri în ce privește... Vă e frică că vă pierdeți libertatea. Vă e frică că sunteți ținuți pe loc. Dumneavoastră simțiți primejdia. Vă luați măsuri de precauție.
Văd că vă pregătiți pentru probleme, să spunem așa, și deja anticipați dificultățile. Sunteți o persoană foarte intuitivă și sensibilă și să vă ascultați intuiția. Zodia Fecioară. Haideți să vedem. Doriți mai mult echilibru, doriți mai multă armonie în viața dumneavoastră și văd că vă gândiți la opțiunile care le aveți în ce privesc oportunitățile sau proiectele noastre pe termen lung și aveți nevoie de stabilitate. Va trebui să considerați pro și contra într-o relație, într-o situație, la locul de muncă, să fiți echilibrați, vi se cere lucrul ăsta și dumneavoastră vă doriți echilibru în viața dumneavoastră. Și aveți nevoie de stabilitate. În ce privește 7 de bețe, văd că veți avea parte de sfide și de lupte. Va trebui să stați pe poziție. Văd că veți avea parte de foarte multă energie și de stabilitate, da? Pe termen lung. Deci ceva acolo va dura. Să nu faceți compromisuri, să spunem așa. Veți avea parte de o transformare în familia dumneavoastră, să știți, de o schimbare, de un nou început, de o creștere personală. Cred că veți renaște, să spunem așa. Vedeți că acest fluture, veți renaște. Veți renaște din propria cenușă. Văd că vă așteptați la anumite schimbări în casa noastră, în familia dumneavoastră, foarte multe vise care le aveți. Va fi o transformare, să știți, și veți avea parte de noi începuturi în familia dumneavoastră. Da, în familia dumneavoastră. În ce privește ADN-ul dumneavoastră, până acum cred că veți da la spate karma. Veți da la spate anumite probleme care le-ați avut până în prezent. Deci veți avea noi începuturi. Da? Veți avea o nouă identitate, veți fi o nouă persoană, vă veți transforma, să spunem așa, și poate de acolo aceste confuzii, aceste iluzii prin care va trebui să treceți. Văd o maturizare de partea dumneavoastră. Încet și bine, va mai dura o vreme în ce privesc planurile dumneavoastră, casa dumneavoastră, dar încet și bine va duce la progres, să știți. Deci va mai dura, dar vă mișcați încet, dar zice cu progres. Haideți să vedem în ce privesc relațiile de iubire pentru zodia Fecioară. A vrut să iasă. Spune că plângeți după atenție și cât de cât văd că sunteți o persoană un pic care manipulați, vă jucați cu emoțiile dumneavoastră, vă jucați cu sentimentele. Haideți să vedem. Zodia Fecioară. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, ce va fi, ce se va întâmpla în relația de iubire pentru Zodia Fecioară. Văd aici o liniște, nu prea se comunică în relația dumneavoastră, nu reușiți să vă deschideți, nu sunteți siguri pe ceva anume, dar văd două persoane opuse. Dumneavoastră sunteți într-un mod persoana iubită în alt mod, dar în același timp văd că vă atrageți, da? Deci persoanele opuse se atrag foarte mult. Există pasiune aici. Nu reușiți să stați departe de această persoană. Și văd un vis care se va îndeplini pentru dumneavoastră. Văd că vi se vor îndeplini dorințele. Veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți de la relația dumneavoastră. Da? Văd o relație plină, o relație satisfăcută. Veți avea parte de momente plăcute împreună, bucurie și văd că, cred că vă veți lucra în ce privește o nouă casă, da? Veți hotărâ să vă luați o nouă casă sau să vă mutați. Este o etalare generală, deci vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc. Dar în ce privește această transformare, în ce privește casa dumneavoastră,
doriți să vă mutați într-o nouă casă cu persoana iubită. Și îmi spune de doriți mai mult de la o persoană anume și sunteți în căutarea iubirii. Vă sfătuiește să acționați în ce privește această persoană. Acționați dacă doriți mai mult. Văd că totuși dumneavoastră vă focusați pe persoana dumneavoastră, da? Văd că stați foarte bine și singuri. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru săptămâna aceasta, fecioară. Să renunțați la superficialitate. Vă simți să renunți la lucruri superficiale în ce privește orice formă care nu ți va mai trebui, pentru că trăiți o viață prea agitată și doriți o viață mai stabilă. Arcangelul Ezechiel este vă va aduce succes, vă va aduce stabilitate, câștig, bani, plăceri, să doneți bogăția ta și altor persoane. Oamenii mei dragi, să renunțați la superficialitate, da? Și vă recomandă să donați din bogăția dumneavoastră și altor persoane. Veți avea parte de bani, veți avea parte de succes, veți avea parte de lucruri frumoase, plăcute. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și ne vedem la etalarea zilnică. Doamne ajută tuturor! Numai bine, sănătate, la revedere!